Vă salut și mă bucur că ne revedem pentru o nouă întrebare ca să ne mai gândim un pic. Să revedem întrebarea de data trecută întâi. Imaginați-vă o suprafață mare de apă pe care se găsesc multe, multe insule mici. Sau, altfel spus, un mare arhipelag care conține multe, multe insule mici distribuite absolut aleatoriu, cam așa cum vedeți în acest desen. Este foarte important să rețineți că nu există mai multe insule între care avem aceeași distanță. Deci toate distanțele dintre insule sunt diferite. Nu există nicio insulă care să fie la egală distanță de mai multe insule. Pe fiecare insulă se găsește o barcă, una singură. Și într-o zi, toate bărcile pleacă, deplasându-se, navigând fiecare barcă, spre insula cea mai apropiată de insula de la care au plecat. Și acum întrebarea. Există un număr maxim de bărci care pot sosi la o anumită insulă? Dacă credeți că nu, vă rog să explicați de ce nu. Dacă credeți că da, care este acel număr maxim? Să considerăm pentru început că sunt doar două insule, insulele A și B, așa cum vedeți în desen. Pentru simplitate am reprezentat insulele prin mici cercuri și am considerat și voi considera în tot ceea ce spun azi că dimensiunile insulelor sunt neglijabile în comparație cu distanțele dintre ele. În această situație știm ce se întâmplă. Barca din B ajunge în A și barca din A ajunge în B. Să ne punem acum întrebarea unde putem pune încă o insulă, în așa fel încât și barca ei să ajungă în A. Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să împărțim planul în care se găsesc insulele în două. Și facem acest lucru în felul următor. Întâi unim insulele A și B printr-un segment de dreaptă, segmentul AB. Vedeți acest lucru în desen. Apoi ducem o dreaptă perpendiculară pe segmentul AB care trece prin mijlocul acestui segment. În geometrie, o astfel de dreaptă se numește mediatoarea segmentului AB. Și am împărțit astfel planul în două semiplanuri și în acest desen le puteți vedea colorate diferit. Se poate observa, nu-i nevoie de demonstrație, că orice insulă din semiplanul albastru se găsește mai aproape de insula B decât de insula A. Și asta înseamnă că oriunde ar fi această insulă în semiplanul albastru, barca ei s-ar deplasa în B. La fel, se poate observa că oriunde ar fi această a treia insulă în semiplanul roz, ar fi mai aproape de insula A decât de insula B, ceea ce înseamnă că barca de pe această insulă s-ar deplasa pe insula A. Dar atenție! Deși barca de pe oricare insulă din semiplanul roz ajunge pe insula A, nu orice insulă din semiplanul roz face să ajungă două bărci pe insula A. Priviți zona roșie. Insulele care s-ar găsi acolo ar fi mai aproape de insula B decât este insula A. Și asta înseamnă că dacă o insulă, să-i spunem insula I, o vedeți pe desen, se găsește în zona roșie, e adevărat că barca ei se va deplasa în A, dar în același timp barca de pe insula B nu se mai duce în A, ci în I. Pentru că I, insula I este mai aproape de B decât este insula A de B. Mai dramatic spus, insula I fură barca din B de la insula A. Așa că trebuie să punem întrebarea unde ar putea fi plasată o insulă cât mai aproape de insula A și de dreapta care împarte planul în două, care să nu fure barca din B, adică să fie mai departe de insula B decât este insula A. Și ca să găsim această poziție, desenăm un cerc care are centrul în A și raza acestui cerc este egală cu segmentul AB, cu distanța dintre insulele AB. Și acum observăm că există două astfel de poziții, le vedeți în acest desen. Ele sunt pe cercul care trece prin B și are centrul în A, lângă punctele de intersecție ale cercului cu
dreapta care împarte planul în două, în interiorul semiplanului roz. Și acum, dacă punem două insule acolo, așa cum vedeți în desen, insulele C și D, avem trei insule pe acest cerc care are centrul în A și aceste trei insule își trimit toate trei bărcile pe insula A. Și acum să ne gândim la cercul cu centrul în insula A. Și întrebarea noastră poate fi formulată acum altfel, și anume câte insule putem plasa pe acest cerc astfel încât distanța dintre oricare două dintre aceste insule să fie mai mare decât distanța de la insule la A. Condiția este necesară, ați văzut de ce, altfel insulele vor schimba bărcile între ele, bărcile insulelor de pe cerc nu vor ajunge în A. Există un poligon regulat, hexagonul, care are latura egală cu raza cercului în care este înscris. Vedeți un astfel de hexagon înscris în cerc în desen. Și asta înseamnă că am putea plasa 6 insule care să se găsească la egală distanță de A și la egală distanță între ele, și anume în fiecare vârf al hexagonului câte o insulă. Dar pentru ca bărcile de pe insulele care se găsesc pe cerc să ajungă în A, distanța dintre ele trebuie să fie măcar un pic mai mare decât distanța de la ele la A. Și asta înseamnă că nu putem să punem 6 astfel de insule, ci doar 5. Și nu vom mai avea atunci un hexagon, ci un pentagon, așa cum vedeți în acest desen. Atenție, pentagonul din desen nu este un poligon regulat. Laturile lui trebuie să aibă lungimi diferite, pentru că distanțele dintre insulele de pe cer trebuie să fie măcar un pic diferite între ele. După cum vedeți în desen, distanțele dintre insule sunt toate mai mari decât distanțele dintre insule și insula A. Deci toate cele 5 bărci ale insulelor de pe cerc ajung în insula A. Mai trebuie să observați că oricare insulă din interiorul cercului ar fi mai apropiată de cel puțin una dintre insulele de pe cerc. Și asta înseamnă că orice insulă din interiorul cercului ar face ca cel puțin una dintre bărcile insulelor de pe cerc să nu mai ajungă în A. Deci nu putem mări numărul de bărci care ajung în A plasând încă o insulă în interiorul cercului. Cât despre insulele din exteriorul cercului, este evident că oriunde ar fi ele, se va găsi întotdeauna cel puțin o insulă de pe cerc, care să fie mai aproape de ele, decât insula A. Deci nici plasând insule în exteriorul acestui cerc, nu putem mări numărul de bărci care ajung pe insula A. Concluzia este că numărul maxim de bărci care pot ajunge pe o insulă, în general, dacă generalizăm acum, este 5. Mai am o observație. Cele 5 insule pe care le-am desenat pe cercul cu centrul în A nu pot fi exact pe cerc, pentru că atunci ar avea toate exact aceeași distanță până la insula A, lucru interzis de enunțul întrebării. Dar întrebarea ne spune doar că distanțele dintre insule sunt diferite. Nu ne spune cu cât sau cât trebuie să fie diferența dintre două distanțe. Așa că cele 5 insule pot fi oricât de aproape de cerc. Pot fi oricât de puțin deplasate față de cerc, ceea ce înseamnă că raționamentul pe care l-am făcut rămâne valabil. De fapt, nici nu există, practic, două distanțe care sunt exact egale. Am primit răspunsuri corecte de la Ioana Claudia Popescu și Dumitru Antonie. Îi felicit și le mulțumesc pentru răspuns. Și acum să vedem întrebarea de azi. Cu multă vreme în urmă am pus o întrebare despre o cameră cu trei becuri și trei întrerupătoare care se găseau în exteriorul camerei. Dacă nu știți despre ce este vorba și vreți să vă puneți mintea la încercare, găsiți linkul în descriere. Azi vă voi pune o întrebare în care avem un bec și patru întrerupătoare. Întrebarea:
Într-o cameră se găsește un bec. În exteriorul ei, într-un loc din care nu se poate vedea interiorul camerei, se găsesc patru întrerupătoare. Unul dintre ele controlează becul din cameră, dar nu știm care. Inițial, toate întrerupătoarele sunt deschise, deci cu siguranță, în momentul inițial, becul nu funcționează. Te găsești lângă aceste întrerupătoare și ai voie să faci ce vrei cu întrerupătoarele în limitele utilizării normale, după care ai voie să intri în cameră și să faci ce dorești cu becul. Apoi, dacă vrei, lucrurile se pot repeta. Și întrebarea este, care este numărul minim de intrări în cameră de care ai nevoie pentru a afla care din cele patru întrerupătoare controlează becul din cameră. Dacă nu cunoașteți întrebarea pe care am pomenit-o la început, vă sugerez să încercați să răspundeți la acea întrebare întâi, pentru că vă va ajuta să găsiți răspunsul la întrebarea de azi. Succes pe săptămâna viitoare! La revedere!